prima predică a lui Iisus, prima ieșire și primul cuvânt. Și ultimul. Luca consemnează înălțarea lui Iisus Hristos și la ei înălțare, lângă Betania, zice, așa trebuia să se petreacă toate, ca Iisus să moară și să învieze, ca să răscumpere firea căzută a omului, toate acestea ca să voi să propovăduiți pocăința spre iertarea păcatelor voastre, ca să vă puteți mântui. Începutul și sfârșitul predicii lui Iisus, prima predică, suficient. Așa-i cu pocăința. Cuvântul folosit în limba română este de origine slavă. Pocaia. La slavă. Mai avem un cuvânt greu slav pe care îl gestionăm foarte greu și e chiar în Tatăl nostru. Ispitare. Tot cuvânt slav. Ispit. Nu ne duce, nu ne lăsa. Și aici începem discuții teologice. Dumnezeu ne ispitește, nu ne ispitește. Cuvintele sunt din slavă. Ce înțeleg slavă din ele, din păcate, nu mai înțelegem noi. Vă mai dau un cuvânt slav. Întors pe dosul din lume. Năuca. Ați auzit de cuvântul năuca. Înseamnă știință. Ce înseamnă năuca în limba română? Bătut în cap. Deci, mare atenție, pentru că filologia are un rol foarte determinant în a înțelege până la urmă adâncurile vieții. Ce cu pocăința asta? Pocăință. De pocăință, cu drag. Adică ce? Se merge la pentecostare? Ce se face? Nu? Pentru unii pocăință înseamnă schimb ce? Biserică. Familie. Nu mă mai duc la schimbarea la față, că m-a supărat. M-a supărat. A vorbit exact despre mine. N-am dat numele. Dar de când vorbesc eu despre mine, nici nu vă dați seama. Și nu la capitolul lucruri frumoase. Și eu nu știu pe mine. Ce-i cu copiii asta? Să mergi? Unii au zis, domnule, pentru că s-au supărat în special pe preoți, nu mai mergem la biserică. Stăm la noi acasă, după aceea au dezvoltat un cod comportamental, a te pocăi înseamnă să nu mai bei. La bir. Acasă, așa, pe ascuns, după 9 seara, că până dimineața îți trece, că nu scade. Nu scade. Greu. Cât am dus la netoterapie? O ținut. O jumătate de ani. Medicamente. Bă, aia, asta e viața. Noi nu mai fumăm, nu mai bem, nu mai nimic. Frumos. Foarte frumos. Oare la biserica, să schimbe hainele, să-și cumpere mai lungi, să-și cumpere batiți. E de văzut. Noi români aici avem o problemă, pentru că frații noștri vin și spun, noi suntem pocăiți. Și noi! Când putem! Acum, asta e cuvântul slav. Până să ajungă la noi cuvântul lui Dumnezeu, masiv, Evanghelia, am trecut prin mai multe familii lingvistice. Ca să ne putem puțin înțelege pe tema asta, trebuie să ne întoarcem la felul în care a fost folosită expresia exact atunci când s-a spus. Pocăința, în termeni vechi ai Bibliei cei iudaici, însemna ceva. Să te întorci. Să faci un viraj puternic în viața ta și să nu mai mergi pe calea pe care ai mers. Asta presupunea, în primul rând, o atitudine vizibilă. Pragmat. Te întorci. Iisus ne cere altceva. Pentru români, lucrul devine și mai complicat aici. Cu un specific apar. Cuvântul folosit este grecesc, este metanoite. Meta înseamnă a cânta mai degrabă după. Și noie înseamnă să gândești. Să gândești. Tu, cu mintea lui
dragă. Nu, a ta! Tu, cu mintea ta, nici cu mintea mare, nici cu mintea bărbatului tău, care poate să fie scripitoare, nici cu mintea filozofilor din Cluj și arheologilor din Cluj. Tu, cum n-a spus, care vreți, care puteți, toți, schimbați-vă modul de a gândi. Sau cel puțin gândiți. Că unii n-au ce schimba. Că n-au gândit nici înainte, nici după. Traducerea în extensio, ca să dăm un înțeles profund a potrivinței, e felul următor. Gândiți altfel după. După ce ai dat în groapă, încearcă să gândești altfel. Dar noi rămâne avem. Acum, cu problema gândindului, unde este problema? Știți care, de unde e cuvântul ăsta? De ce familie lingvistică? Cuvântul a gândi. Mi se pare că e latin. Nu. Nu-i nici slav. Nu-i nici grecesc. E cuvânt din limba maghiară. Gond. Sunt vorbitor de limba maghiară, dar pot confirma. Gond. Bă, ei l-au și ei și folosesc. La noi, vă pot exemplifica, am mai fost în vizită la familie, unde au recuperat maghiară clădirile astea cu curți. Au făcut curți parizieni. Aici în curte. Mă duc să vă arăt. Am fost, nu doar la adresă, în curte colectivă, cu 60 de familii românești, în care au stat ofițeri români. Dom'le, ăștia au venit din război cu tot cu drog. Și cu șansă, și cu tranșee. Nu poți duce mașina în curte, dom'le, că te răstori, în curte, în Cluj. 30 de familii nu pot pune un pavaj. Atenție, frate. Chiar dacă cuvântul e luat de la frații noștri, de convențiune maghiară, să-l folosim și noi. Să gândim. Iisus începe predica cu asta. Dar cel mai apreciat înaintea lui, deschizând în cale, a spus altceva? Exact același lucru, cu oarecare detalii. Cu altă detalii. Pocăiți-vă! A spus și eu am învățat tot de securia de ce este la rădăcini. O să vă pierdeți rădăcinile dacă nu gândiți. Nu o să fii înrădăcinat cu realitatea în care trăiești. Așa că nu pot mânca în locul nostru, ca să ne simțim noi sături, nici noi nu putem să lăsăm pe alții niciodată să gândească în locul nostru. Îi putem lăsa. Atunci vedem unde ajunge viața noastră. Cel mai mare dar și cea mai mare capacitate pusă în firea noastră, domană, nu-i stomacul, frate. E mintea care trebuie folosită. Știți care e paradoxul minții? Sau problematica e, paradigma e. Lucrează lucrează non-stop. Când suntem creși, mintea noastră lucrează non-stop. Că vrem noi, că nu vrem. Depinde la ce o lăsăm să lucreze. Ea poate să meargă, cum merge pe uneori, pe bicicletă în casă. Și bicicleta n-are roți, deci nu ajungi nicăieri. Sau poți să o folosești încât să fie cu adevărat de folos, nu numai ca să ajungi corect. Ca să ajungi în Împărăția Lui Dumnezeu. Ajungi folosindu-ți foarte bine acest ochi al sufletului. Mintea nu e altceva decât ochiul sufletului. A nu se folosi acest instrument este felul în care îți bași foarte propria ta existență folosind-o cât se poate de nefolositor în fost. Deci, mare grijă la acest. Pocăiți-vă, schimbați-vă felul de a gândi după. Meta-noi. Mă, dar da, noi avem totuși o vorbă, zice, dă mintea românului. Mă, da! Și e corectă exprimare. Pentru că, în general, oamenii comuni îmi ia în față din
stau și să uită la cum dau alții. Și iau aminte. Dar aici e vorba de ceea ce sunt câteva tipuri de, apropo de metanoie, de gândire, tot în, este metanoia, a gândi altfel, adică bine, după, și este para. Noi am auzit de asta. Asta se gândește tot timpul pe lângă. Deci niciodată nu te întâlnești cu realitatea. Și acolo apare schizoidia, școala, oameni care rugați-vă cu Dumnezeu, rugați-vă tare, tare, nu să nu mă pierdeți pofta de mâncare și știu eu, forța de a vedea să acesta și de a auzi și de a vedea. Că la ce folos să n-ai de opri și să-ți răstignești ochii la fenomene 30 de ani? La ce să folosim vederea asta? Că tu în Biblie nu te-ai uitat, n-ai căutat înțelepciunea mea. Am citit și-o bun. Minunat. Două grămiți mari. O poveste. Câtă înțelepciune căpătați de aia chinezească. Deci să ne rugăm în primul rând ca Dumnezeu cu semn rău a faptului că Dumnezeu te-a lăsat pravă rătăcire este să-ți pierzi mintea. Nu vederea? Nu auzi. Sunt oameni care se nasc fără vederea asta, fără auzi. Ia încercați să înșelați în noi. Eu încă n-am să nu se poate. Nu se poate! Pentru că El ne-a vândut de aceștia și a deschis mai tare ochiul sufletului. Și când lucrezi pe suflet, apoi lucrezi. Dar ce ne cheamă pe noi, pe români, în mod special Iisus Hristos, prin bocăiți-vă? Gândiți altfel, măcar! Nu ni se cere genialitatea, deci am spus așa, este metanoia, a gândi altfel, bine după, este paranoia, a gândi tot timpul, merită! Și este ceva care ține de genialitate, dar era pronoia. A gândi foarte bine înainte. Na, asta mai are. Geniile nu se nasc la fiecare pas. Iisus nu ne cere genialități. Ne cere să fim rezonabili. Mă, frate, ai văzut în mizeria aia și iată, și iată, și iată. Păi cum poți să schimbi viața? Dacă mintea nu ți-o mai dat aliment aici, și iată, și iată, și iată. Englezii au și eu vorbă să le apuce. Dacă cineva te-a înșelat odată, înseamnă că e un ticălos. Dacă și a doua oară, aceeași persoană, de ce a lăsat de lucru ești îmbătut în cap? Cine e acel cineva care te înșeală? Nu fratele tău. Diavolul. Diavolul este ticălos în primă fază. În primă fază, dați vina pe diavol. Dar dacă ai ieșuat în același bine și a doua oară, și la aceeași parașut, atunci recunoaște că tu ești o dată te-ai executat. Dar dacă și a doua oară nu ai făcut pași în pocăință, am gândit corect, se poate întâmpla la modul că eu am ăsta, m-am rușinat de mine, trebuie să spun ce am pățit. Am avut de făcut lucruri pe suportul ăla de pe curții, din un pasaj, un bine de pe iod. Acolo a fost o groapă din iarnă până în vară. Mă confirmă nevastă că era mașină. Îmi dădeam, deci după ce treceam de groapa aia, aflam că există. Dar am trecut o dată, de 4 ore am trecut. De 4 ore. Este practic. Dar știți de ce? Nu mi-am dat seama. În primul rând nu se vede. Da, odată ce ai lovit. Dar nu mi-am dat seama că nu se vede. Bă, dar odată ai lovit chestia aia. La intervalul de o săptămână, iar. N-aveam voie să mai dau un iar, pentru că știu că primul iar nu rezolvă, eu știu în ce oraș locuiesc, deci trebuia să gândesc, da? Că nu sunt germană, să vină de-aia pe vasă și să o limpiază. Și mai era o problemă care este tot de mintea, nu stătea capul la lume. Da, știu traseul ăsta. Dar pe aici acum a dat în iar. Nu stătea capul, mergea în altă parte. Bine, m-am liniștit cu vorba lui Ion Creangă, care zice, când mă uit în jur și
văd prostia, capăt și eu curaj, renunția. Vecinul meu să plece în concediu și-a cumpărat două biciclete și le-a pus pe mașină și după copii la tătiniță, după suportul de pe... Să vedeți cum arăta bicicletele după ce trebuie pe suport. La mine pun și ore de sală. Deci, sunt faze și faze ale da. Ca să puteți sta cu bucurie în lumea asta, dar cu deplină fericire în lumea să gândim. Foarte important. Ce sintagmă frumoasă pe neamul ăsta. Deci noi muncim, nu pot să spui așa ceva. Și atunci am insertat. Apare ceea ce personajul cu nume pe care n-aș l-aș folosi. Apare Lorenzo. Dar numele astea nu e frumos și luau unii prietenii mei. Și, da, asta este. Apare cel care, după ce o duc toate, după ce își făcu viața multă și praf, începe și el să zic, bă, oare, n-ar fi trebuit altfel, dar n-ar fi bine, nu să fii pronoi, nu să fii profet. Nu să anticipezi neapărat, dar măcar după, măcar după o experiență eșuată, după un dat în groapă, să încerci, încerci, să schimbi mentalitatea. Aici a fost discuția cheie după Revoluție, da? Noi am crezut că umplem până în 1 februarie magazinele de mâncare și până în decembrie următor avem autostrăzi. Și au zis unul, nu e problema aici. Lucrurile nu se fac așa. Trebuie schimbată mentalitatea acestui popor. Cam cum face asta? Și-au venit toți cu școală, cu cuvântul lui Iisus Hristos. A, păi, n-am vreme să citesc. Atunci rămâi în limitele propriei tale minți bătătorite de alții. Și dacă nu vei tu să gândești să citești, vor citi alții. Și nu sunt din biserică, că-s din alt sistem și te vor folosi alții foarte bine, pe post de sclav. Brucan a greșit tare 20 de ani, nu? Evreul trebuia să știe că nu în 20 de ani, e pureți, o mentalitate total filologică. Și în 40 de ani, noi, de sclav din Egipt, au fost duși și au ajuns în Canaan, în 40 de ani. Știți cât lua de lucru făcut? 15 zile. Pe jos, frumos, cu dormit noaptea. Deci în loc de 15 zile, au făcut 40 de ani. De ce? Păi nu poți cu un popor de sclav să construiești o societate liberă, care gândește, care... și au luat 40 de ani. Până la și Moise. Doar ne aveam cară. Aveam castraveți, usturoi, lucrări, ei și-au ușa, uite, nu m-a trebuit să aveau stomac. Și asta e și marea noastră problemă. Ce facem? M-a întrebat, cum vedeți dumneavoastră românul, societatea românească de sărbător? Un stomac! Da, dar este la caupa și vedeți cum arată căruciorul. Dar nu vedeți acolo cum se cărți. Ați văzut cărucioarele români prin gând cărucioare la Tibeta? Nu. De ce? Nu. Stomac. Asta. Și atunci rămâi rogul celorlalți. Deci, invitația este de a gândi, de a ne pune reprezentanți în înaltele foturi oameni care gândesc și care se pot întâlni cu gândurile noastre. Știți ce ușor se poate toci? Mentalitatea și schilobit, clavacizat, înrobit până la diabolism. Întotdeauna am vorbit de la ideea că medicii sunt oameni de înaltă calificare și de altă perspectivă socială. Nu trebuie decât să te specializezi în ginecologie și ești mare medic,
și de luni până vineri să faci avort. La care niciodată nu vei permite minții tale să înțeleagă cât ești de medic, 20 de ani de specializare, nu vei permite minții tale pe o clipă să accepte că e o clipă. Vei spune întotdeauna este întrerupere de sală. Adică am întrerupt curent. Și am plecat. Cel mai greu cred că e când scoți primul copil. Zice că unii nici nu mureau în primele două minute, îi băgau în cuvetă să-i mergi. Cel mai greu e la prima experiență, nu? Pentru o femeie, înțeleg, și a doua, și a treia, după aia au plecat și nu mai avea să-și audă de ele. Și la 60 de ani revin regretele că copilașul nu vine de acolo de unde l-ai plecat. Și pocăința apare, se schimbă mentalitatea. Când e femeia la 70 de ani? Dar nu se mai poate că Dumnezeu n-a permis biologie. N-ar naște, că tot ar arată. Dacă ar permite Dumnezeu biologie, ar începea târziu. La 18 ani începea repede să gândești adânc la viață la 70 de ani și începea târziu. Asta e cuvântul din gândul diavolului. Întotdeauna, când e de făcut un lucru bun, diavolul zice, e prea repede, dar mai distrează. Și după aceea zice, n-a, acum. Asta e diavolul. Nu rămâne pe această mentalitate. Mă duc pe aceste deci, medic super specializat face de lucru până mine chestia asta. Pentru el e o chestie de fișă de post, de serviciu. N-ar trebui să citească de aici, de la Matei, cuvântul lui Iisus, a spus că, bă, schimbă-ți modul de acum. Nu mai spune că e o întrerupere, că e o chestie banală că tu îți câștigi amărâta aia de pâine din chestia asta. Pentru că după 50 de ani, noi români numărăm 22 de milioane de avorturi și spunem să suntem pe nicăieri. Nu mai avem tineri să încească și aia care este plecat. Și trăim o dramă națională cum n-am trăit după niciun mare război. Nici turcii n-au lăsat în urma noastră. Prin ce dramă au trecut maghiarii când au venit tătarul. Sicu a fost ras total. Dar mâna aia de femeie care a rămas a zis 15 copii fiecare. Reface lucrul ăsta și l-au refăcut. Deci nici turcii și tătare n-au lăsat. Și am lăsat noi cu ginecologii noștri cu aparatele lor în neamul nostru. Și ce fac românii cu acest mare specialist medic? Îi țin o prezentă? Nu, domnule, îl pun în Parlamentul României. Și, adică și Ministrul Sănătății. De ce n-ar fi unul de ăsta bun pentru a fi, nu? De ce n-ar fi ăsta? Mentalitatea lui. Ei, părinți, domnule, pe măsura gândirii noastre. E el de vină? E o vină particulară, privată? Nu. E o vină colectivă. Că dacă și, păi, domnule, dar eu nu m-am gândit când am votat pe el. Dar de ce nu te-ai gândit? De ce nu studiezi problema? Când a spus nu, nu-i de mers, că eu nu mă duc. Că n-am pus. E de gândit. Da, dar datorie ce cățenească. Datoria pe care Iisus Hristos o cere astăzi, mâine și poi mâine. Știți ce s-a întâmplat? Iisus și El a fost. Și l-a retras Tatăl. A venit Petru și ce a spus în predica lui? Pocăiți-vă! A venit Pavel și a spus pocăiți-vă. Și dacă vreți și acceptați, am venit și eu azi să vă spun, gândiți cu mintea dumneavoastră. Nu luați ca de la moluri și de pe rafturi prea malatele încălziți și vedeți cum arată cancerul peste 20 de ani. Cancerul minții este marele pericol și prin cancerul minții ne pierdem orizontul nostru existențial. Sufletul dumneavoastră există și are un ochi. Revin, este mintea care în minte priviți prin acest filtru foarte important la lumea în care trăiți. Încercați să nu mai faceți gesturi importante de viață și de câte ori trebuie de mult. În fiecare zi. În fiecare zi Iisus, dimineața, noaptea, mergea și stătea de vorbă cu Tatăl. N-a zis, Doamne, am stat de vorbă cu Domnul în veșnicie și am luat
Vă invit la o rețetă și eu nu-ți rețeta. Măcar un ceas pe zi. Mai nou, când dau așa aceste canoane, nu spun rugă, roagă-te rugăciunea, nu știu care. Că doar am mai zis-o așa. Și n-a rămas cu nimic în mintea noastră. Mai nou spun, citește psalmul acela și gândește-te, meditează la ce spită în minte, ca important, gândește-te măcar în ceas. Să vezi ce transformări puternice survin în viața ta. Vă rog să nu mai prindeți cuvinte, expresii, idei care nu vă inspiră. Să nu mai trebuiască să folosim cuvinte și idei caduce, care cad. Valoarea lor în om din fața dumneavoastră, asta să fie. Cuvintele pe care mi le-a spus, ideile, n-au căzut la pământ. Le-am prins din scor. N-au căzut pe jos. N-am trecut cu picioarele și stelele și stelele Domnului. Așa cum dacă eu aș apuca, cum făcea pe calul meu, niște bagnote verzi în sus, apoi n-ați aștepta să se așeze și să vede. Pentru că au anumită valoare și nu sârtii simple, așa făceau colindători. Exact așa se face și în raport cu orice cuvânt al lui Dumnezeu care vă vine bine pe cunoaștere și pe inimă. Prindeți, puneți-l în cap, întoarceți-l pe toate părțile și treceți-l în inimă și în viața dumneavoastră. N-a fost o predică, este o invitație a lui Iisus și a tuturor care au ținut cont de asta, de a gândi, dacă se poate înainte, dacă se poate ca rămân după, dar niciodată pe rând. Revin, astăzi mă voi ruga pentru mine și pentru fiecare român ca Dumnezeu să nu îngăduie la jocura de a-și pierde mintele devenind paranoic. Nimic nu-i mai rău decât să... Știți ce poate face un paranoic? Să-și bată joc, crezând că aduce și slavă Dumnezeu de muncă altă. Și avem casă. Să ne rugăm pentru asta.